N-am înțeles. Ce ai făcut tu? Ce este asta? Ce ți-ai vopsit părul? Tata, eu pur și simplu am vrut să fiu frumoasă. Cât de mult m-a plictisit. Mi-am făcut toate temele și acum nici nu știu ce să fac. Cu ce să mă ocup. Stai mai un pic la televizor. Poate găsești ceva nou și interesant. Wow, ce fetiță mică și ea și-a vopsit părul în albastru? Oare părinții au dat voie? Super, totuși e atât de frumos. Vreau și eu să-mi vopsesc părul, numai că nu în albastru, în altă culoare, poate în roz, să văd și alte videoclipuri. Wow, ce fetiță drăguță și e chiar mai mică. Nu înțeleg, la acești copii le dau voie părinții să se vopsească? Sau poate e ceva special pentru copii? Sau poate e o culoare care se spală foarte ușor? Nici nu știu, eu la noi în oraș n-am văzut așa ceva. Vreau și eu să-mi vopsesc părul, să fie frumos, deoarece părul meu e ca și la toți copiii. Și în clasă, aproape la toate fețele sunt așa culori la păr. Și eu vreau ceva deosebit, ceva aprins. Poate un roz, sau un mov, sau un galben. Nu știu, dar vreau o culoare la păr mai deschisă, mai aprinsă și mai frumoasă. Am o idee. Știu cum să o fac. Așa, unde mi-am lăsat eu ghiozdanul? La mine în cameră. De grabă o să am un păr colorat. De grabă o să am părul roz. Ura! Și să vedem dacă penarul nu este aici, în ghiozdan. Da, e aici. Și eu am nevoie de acest marker. Parcă știa că o să am nevoie de el. Și unde e acela care mi l-a cumpărat de mult? Este atât de aprins. Uite rozul acesta și poate și un mov. Aceste trei culori o să-mi facă părul foarte frumos. Trebuie să merg la oglindă ca să fie totul corect. Cu ce să încep? Cu acest oranj. Și o să desez așa. Prima rundă, prima încercare, mai degrabă. Poate să iau un fir mai subțire. Dar nu, că nu se lupșește deloc. Nu se vede. Nu. Prima testare s-a prăvălit. Nu s-a privit nimic cu acest marker. Dar eu aveam mai multe nădejde în el. Păcat. Bine, următorul va fi mov. O să iau de aici de mai sus, să se vadă mai tare. Asta de fiu nu se vede, nici nu colorează părul meu măcar. Nu înțeleg. Nu se primește nimic. Deja a doilea marker și am rămas dezamăgită. Poate de aici să încerc. Cu roz. Roz se primește mai mult, dar nici asta nu funcționează. Ăsta e roz. Și frunze mi-a rămas colorată. Nu înțeleg ce să fac. Cu markerile nu s-a primit nimic. Și părul meu nu mai mai urât s-a făcut. Sunt dezamăgită. Nu s-a primit nimic cu markerile. Și ce să fac acum? Eu îmi doresc atât de mult să am părul roz. Și nu s-a primit nimic. Poate aici o să găsești ceva care o să mă ajute. Interesant. Wow, ce păr frumos are. Pe mai departe asta. Nu. Wow. Unde? Această fetiță are un păr atât de frumos. Scurt, dar roz. Îmi place mult de ea. Și nu înțeleg, oare părinții le dau voie? Mie părinții precis nu sunt de voie, dar eu îmi doresc foarte mult. Să văd mai departe ce este. Stop. Stai, ce am văzut acolo? Dar unde? Că mi s-a părut ceva cunoscut. Nu înțeleg, unde am văzut? Unde?
Iată, am găsit! Eu am văzut fix în fix gel la mama, la noi în baie. Este al lui mama, el nu de mult l-a cumpărat. Să citim. Acest gel colorează părul în roz aprins, așa, unde arată fetița? Ce? Unde? Iată aici. Wow, chiar funcționează! Chiar colorează părul în roz! Vreau și eu așa să-mi colorez părul! Și doar trebuie să-mi spăl o dată capul cu acest gel! Până mama doarme cu Andreea și în acea cameră, eu merg în baie și îmi colorez părul. Ura, în sfârșit am găsit ceva cu care eu să pot să fac părul roz! Și unde este acest gel? Eu l-am văzut undeva pe aici. Aici, nu, poate aici? Iată! Eu știam că e undeva pe aici, prin baie. Așa, ce scrie aici? Unde? Iată aici. Așa, trebuie să mut părul. După asta să... Ce să fac? Să pun un strat de acest gel pe păr și după aceea... să las pentru 10-20 de minute. Am înțeles, totul simplu. Atunci, să trecem la treabă! Wow, eu deja văd efectul, aici deja un pic se colorează, dar când o să-l usuc, va fi complet roz. Eu știu precis, sunt sigură și aici puțin și va fi deja gata, o să trebuiască să aștept 10-20 de minute. Wow, părul meu nu va fi roz, dar... Super! E mai tare! Toate fetele din clasă o să mă invidiască! Wow! O să fie milioane pe mine! Super! Sunt atât de fericită! O să am cel mai frumos păr din clasă! Nu am înțeles. Cade un picei. Măr! Păi de asta nu mai erau tot așa să zic. Jos, da, nu, sus. De câte ori am spus? Jurnale, telecomanda aruncată. Da, el... N-am înțeles. Ce ai făcut tu? Ce este asta? Tu ce, ți-ai vopsit părul? Tata, eu pur și simplu am vrut să fiu frumoasă. Cu ce ți-ai vopsit tu părul? Cu gelul mamei. Mama, știi că tu ți-ai vopsit părul? Nu. Dar cine ai întrebat tu? Și acum și culoarea o să fie la tine părul? Eu am vrut să fie roz, dar acolo scrie că va fi mova prins. Care roz? Chiar nici nu este roz, dar eu nu pot să înțeleg. Cum de te-ai gândit tu ca să-ți vopsești părul? Pentru ce? Am vrut să am o culoare la păr neobișnuită. Iar cum culoare neobișnuită? Repede du-te în baie și... Eu nu știu, mă duc să o scot. Unde este mama? E cu Andreeș? Da. Mă duc să-i spun să vii să uite, și când a să vadă, să ieși fără cunoștință mama când a să te vadă. Uite și ți-ai făcut tu la păr. E de grabă să se prinde. Și să usuși și du-te repede și spală, nu trebuie. Era mai repede. Iată, prieteni, ce s-a întâmplat. Iată, a venit și mama și spală acum repede părul. Iertăm, păi tu, Ira, tu trebuia să te sfătui întâi cu cineva și pe urmă să te apuci și să-ți vopsești părul. Dar voi, prieteni, pe viitor, dacă cineva dintre voi tot așa vrea să-și vopsească părul, strânge puțin apa, da? Să-și vopsească părul ca și Ira, nu faceți așa, dar consultați-vă întâi cu părinții. Uite, uite ce ți-a rămas aici. Nu înțeleg ce culoare este aici la tine la păr. Violet, mov, roz, roșu, albat, nu mai înțeleg. Tu ai înțeles că tu n-ai făcut corect. Da, dar eu doar am vrut să am păr ca la toate fetițele. Ca toate fetițele. Nu toate fetițele, în primul rând, au așa culoare. Dar pe viitor să nu mai faci. Întrebi pe mama și mama îți spune. Dacă vrei altă culoare, mama te va ajuta. Da? Da,
Da, este special pentru copii. Pentru copii este irapăr. Cretă. Cretă, cretă, da. Colorată, așa se numește. Bine, dar hai spală mai repejor să nu se coloreze părul. Ierăcica, da. Hai, pe curând, spune la prieteni. Da, like, like, like. Da, nu uitați, vă abonați pe canalul nostru YouTube și Ierăcica Info, Andrei și Ierăcica Info. Și da. Andrei, like. Pa, pa, prieteni. Pe curând, da, iată așa.